Schengen nu e cât după ce vorbim la Constanța, ce stare este acolo? Starea ei este gravă, dar stabilă. Este în spitalul din Constanța, pe drum. Am discutat cu Casa de Sănătate Tulcea, pentru că ea va merge pe formularul 112. Acum o oră formularul a fost trimis către Constanța. Departamentul pentru situații de urgență a preluat cazul pentru efectuarea transportului. Cred că sunt aproape finalizate procedurile de transport. Nu aș putea să vă spun exact în momentul în care va pleca. Dar am finalizat cu formularul, cu procedurile de transport. Repet, eu azi dimineața m-am aflat despre cazul. Înțeleg că de duminică fata era internată la spitalul Constanța. De ce a durat atâta până? Spitalul Tulcea. Nu pot să vă spun. Fac și o proprie anchetă. În momentul în care am aflat dimineața, am preluat problema. N-am mai stat să mă gândesc ce s-a întâmplat. Am aflat de la... de la cei de acolo, că ea a stat în Tulcea câteva ore, 12 ore, apoi a fost acceptată în Timișoara. În Timișoara nu știu ce s-a întâmplat în timp, dar voi afla. A fost adusă în Constanța, fiind spital de rang superior, bine acceptabilă. Lucrurile au fost foarte clare. Noi am discutat de să comisie în cadrul Ministerului Sănătății, în momentul în care nu avem posibilitatea să tratăm în țară. Am și spus odată, că nu avem locuri fizice. În acel moment pleacă în străinătate. Lucrurile sunt foarte clare. Da. Nu ar fi trebuit să se piardă atât de mult timp. Este o fată foarte tânără. Din câte am înțeles, cumva a fost ținută în zbor, în Duret, în jur de 4 ore. A ajuns aproape de Timișoara și apoi doar să spre Constanța. Nu cunosc aceste amănunte. N-am avut timp dimineața să mă gândesc la ce se întâmplă. Pentru mine important a fost să primim acceptul clinicii din Bruxelles, cu care avem o relație, și să putem să facem cât mai repede să efectuăm procedurile de transport. Dar există un program de coordonare a transferului pentru Marea Arș? Și cine se ocupă? Există o comisie. În momentul în care se anunță că nu sunt locuri, se ia o decizie. Nu sunt locuri în un interval de atâtea ore, pentru că, în mod normal, pacientul ar să ține locul în care, mă rog, a fost transportat prima dată, îi se face toaletarea, mă rog, sunt chestiuni medicale în care n-aș vrea să mă bag, pentru că nu mă pricep foarte bine. După acel anumit număr de ore, se ia o decizie. Se duce, cu siguranță, în Tulcea, nu putea fi tratată, pentru că nu este un spital care se poate să trateze un mare ars, conform accepțiunilor Comisiei de Terapie Intensivă de la noi din minister, și se anunță COS-ul. COS-ul anunță ministrul sau secretarul de stat care se ocupă cu aceste probleme și se ia o decizie. Ei, se pare că încă nu ne-am obișnuit că putem face aceste lucruri. Chiar le putem și trebuie să le facem. Deci nu s-a urmat acest... În pompier în Orșova, a plecat în Austria. Avem și directiva, chiar ieri am avut la Palatul Parlamentului întâlnirea informală a Ministrilor Sănătății din Uniunea Europeană. Una din problemele pe care România le-a ridicat și s-a dezbătut intens a fost și această colaborare transfrontalieră. Este directiva 24 din 2011, se aplică din 2013, cu mobilitatea pacientului. Deci, aveți de aici unde s-a pierdut informația de la Tulcea spre Timișoara, Constanța? Adică cum de totuși au pornit spre Timișoara și... Păi mă gândesc că au pornit la Timișoara în urma unui accept. Mă gândesc, pentru că așa se procedează. Se cere acceptul, pentru că nu poți duce un pacient dacă nu este loc sau dacă nu au ventilator sau monitoare sau, mă rog, alte tipuri de echipamente. Nu știu să vă spun în acest moment exact ce s-a întâmplat. Sunt și spălări care spun că în Timișoara nu erau locuri, că se mai făceau lucrări, nu... Nu pot să vă spun. Vă spun sincer, am plecat dimineață, de acasă, de fapt, am început, că am fost dimineață la ora 7 prin telefon. După aceea am plecat la minister, negociând cu San Donato, știind că lucrurile acestea merg bine. Pe drum am discutat cu cei de la Casa Tulcea, chiar vreau să le mulțumesc pentru că doamna director a fost extraordinară, a înțeles foarte bine ce trebuie făcut și a știut. Nu am avut timp să fac propria anchetă internă, să văd ce s-a întâmplat de fapt și n-aș vrea să merg pe supoziții. Important este că... Câte locuri există acum pentru Marea și spitalul din România? Cu cele din Brașov sunt 15. Dar cele din Brașov sunt funcționale? Sunt funcționale și chiar m-au întrebat cei de la COS-ul dacă, pentru că între timp se eliberase un loc în Brașov. Și am spus nu, lăsăm Brașovul rezervă, că s-ar putea, am avut în luna martie 76 de pacienți arși. Nu toți mari arși. Deci a fost incredibil. A fost luna în care s-a dat foc la miliși sau nu pot să-mi explic de ce. Deci foarte mulți. Nici o țară din Europa n-a avut atâția. 76. Și am spus, păstrăm locul acesta
în caz că, Doamne ferește, să mai întâmple ceva, iar deja ruta Belgia e stabilită. Pacienta pleacă în Belgia. Da. Deci, cumva, la ora actuală, tot nu avem suficient cu locuri. Nu avem, dar am spus-o clar, nu avem. Avem cele două centre din Iași și Timișoara. Cel din Timișoara se va redeschide pentru că s-a finalizat licitația, suntem în evaluare pentru echipamente achiziționate prin banii Băncii Mondiale. Este a doua etapă a licitației, ar mai urma o a treia etapă la care am decis să renunțăm pentru Timișoara. De ce? Pentru că în a treia etapă, și vreau să vă precizez că aceste echipamente sunt stabilite în comisii de specialitate. Nu le stabilește o echipă de achiziție din minister. Da? Scaune, mese și alte chestiuni, am zis exclus. Nu, astea pot fi achiziționate cu banii ministerului sau din venituri proprii, astfel încât să putem da drumul la Timișoara 6 paturi, apoi cele 6 paturi de la Iași, centrul este gata și e inutilizat, dar asta a fost, au fost blocate proiecte, Răzvan ar putea să spună mai multe, de fapt, cred că nu mai contează, bine că le-am deblocat de anul trecut începând. Deci vom avea și aceste suplimente Iași și Timișoara și am deblocat tot pe banii Băncii Mondiale cele 4 centre de mare arci care se vor face. Am finalizat licitația de achiziția studiilor de fezabilitate, dar printre altele aș vrea să vă spun că aceste 4 centre de mare arci, ne-am o discuție și cu arhitecții, cu planurile pe masă, vor fi într-adevăr exact ceea ce România are nevoie. Pe de altă parte, avem în Franța specialiști la pregătire pentru mariaj tot pe banii Băncii Mondiale și noi lucrăm cumva în paralel. Dar mi-este greu să o spun. Am avut tragedia de la Colectiv în 2015. Se pare că unii n-au învățat nimic. Nimic. Răzvan este la început în unitatea de implementare a Băncii Mondiale. Din fericire, acum este director. Dar probabil că va veni vremea în care vom spune exact cine, ce, cum a blocat aceste proiecte. Pentru că prea de multe ori discutăm, totul este politic. Nu, în sănătate n-a fost politic și nu este politic și am să vă și demonstrez asta, am venit și cu niște documente. Eu spun că, din fericire, am deblocat aceste proiecte. Din păcate, ar fi trebuit să o fac alții mai demult. Pentru că nu ajungeam în situația asta în acest moment. Și, de exemplu, în situația asta cu dumneavoastră din Turcia, cine va fi luat la răspundere? Întâi să vedem cine cu adevărat vinovat. M-am spus, nu am avut timpul fizic să investighez ce s-a întâmplat. Nici n-aș vrea să emit păreri pentru că nu cunosc exact ce s-a întâmplat. Momentul dimineții a fost clar. E o persoană arsă, mare ars, care trebuie tratată. Unde? În România nu avem cum, pentru că nu avem locuri. Locurile sunt ocupate. Deci mergem în etapa următoare. Asta am făcut. Dacă știați de duminică, ați început dumneavoastră personal de mersurile de duminică? Cred că ați ajuns să mă cunoașteți, da. Ieri da. Nu am fost deranjată, adică nu am știut. Teoretic, Ministrul Sănătății nu are de ce să cunoască cazurile critice, pentru că sunt multe cazuri critice în România. Ar trebui să meargă lucrurile de la sine, să se respecte niște reguli. Ieri fiind reuniunea informală cu Ministrul Sănătății, nici nu am fost în minister, am fost în Parlament cu Ministrul Sănătății din Europa, dar parcă am presimțit problemele puse de România pe tapet au fost foarte clare. Să nu credeți că sunt doar ale noastre. Sunt probleme generale europene. Și astăzi dimineață am fost informat. Deci spitalele încă nu știu ce au de făcut când primesc un ars cu un pacient cu arsuri grave. Nu știu unde să sune, ce să facă. În general, ei se opresc la COS-ul. Se opresc la COS-ul. COS-ul începe să caute locuri. Asta vă spuneam, că în cazul Ministerului Sănătății am avut discuții concretizate, de altfel, Comisia de Anestezie Terapie Intensivă, Comisia de Chirurgie Plastică și Comisia de Recuperare, tocmai pentru a putea face un program corect pentru mariaj. Pentru că da, îi tratăm, ducem în străinătate, în România, unde doriți, dar marele ars are nevoie de o perioadă de recuperare de aproximativ 2 ani de zile, poate și mai mult. Și atunci am făcut această chestiune unde am stabilit inclusiv criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un pacient ca să fie transferat în afară sau să fie declarat mare ars. O anumită suprafață a corpului, căi respiratorii, mai multe criterii, n-aș putea să vină în numărul de toate. Și ce se face și cine decide finalul? Atunci când a fost pompierul din Orșova trimis în Austria, vreau să spun că pe baza acelei cooperări transfrontaliere, deci s-a aplicat directiva 24, lucrurile au mers foarte clar. S-a trimis, teoretic aveau nevoie de acceptul meu,
era noaptea, nu stau în fiecare noapte la minister. Mi-am dat acceptul verbal, a doua zi dimineața am semnat documentul și a plecat. Deci nu au fost sincope mari. Pentru că lucrurile s-au desfășurat foarte repede. Aici s-a blocat și nu înțeleg de ce. Au mai fost pacienți trimiși în străinătate de când am avut ultimele discuții. Unii se pare că nu cunosc procedurile. Dar cea mai simplă direcție care era? Cei din Tulcea ce să facă? Din Tulcea au anunțat COS-ul. COS-ul încerca să găsească, în primul rând, trebuie să sună ei, acolo la centrele de AŞ. Probabil că li s-a spus că nu este loc. În momentul în care se află că nu este loc, se sună la COS-ul, Comitetul Operațional pentru Stații de Urgență. COS-ul, la rândul lui, încearcă să vizualizeze sistemul, să vadă unde sunt locuri libere. Eu am înțeles că li s-a spus că există un loc liber la Timișoara. În acel moment s-a luat decizia trimiterii elicopterului, mergem la Timișoara. E, de acolo nu mai știu ce s-a întâmplat. A fost adus în Constanța. Constanța, la fel, ținea legătura cu COS-ul. Cei de la COS m-au anunțat că există această problemă. Dar Departamentul pentru Stații de Urgență trebuia să intervină. Eu l-am anunțat pe doctorul Călin Alexandru, doctorul Arafat este plecat din țară. S-a scurt circuitat undeva și nu știu unde. Da, o să vedem.